Bună tuturor! Azi, la lecție de limbă română, consolidăm literele învățate. Y mic, Y mare, Q mic, Q mare, W mic, W mare. La lecția precedentă am studiat textul Disneyland. De asemenea, ne-am întâlnit cu personajele Mickey Mouse, Tom și Jerry, Woody, Yogi Bear, Rocky, Chip și Dale, Donald Duck. Copii, dar v-ați întrebat vreodată, cine a creat aceste personaje? De unde ele au apărut? Dar sunteți curioși să aflați? Atunci fiți atenți! Walt Disney a dat viață unora din cele mai populare și îndrăgite personaje. Mickey Mouse, Donald Duck, Chip și Dale și multe altele. Walt Disney a fost producător de film și desene animate. Disney a creat unele din cele mai celebre filme din lume, ca Albă ca zăpada și Cei șapte ptici, Pinocchio, Dumbo, Bambi. În 1992 s-a deschis în Franța, lângă Paris, Parcul Disneyland. Acesta are dimensiunile unui mic orășel, iar personajele lui Walt Disney sunt în mărime naturală. Copii, în baza informației expuse mai sus, veți avea de realizat câteva sarcini. Atenție! Completați enunțurile în baza informației. Completați cuvintele cu literele lipsă. Scrieți câte o propoziție fiecare imagini utilizând cuvintele propuse. Spre exemplu, observăm atent prima imagine. Aveți de alcătuit o propoziție interrogativă utilizând cuvintele Walt Disney. Atenție, înscris. Și ultima sarcină. Potriviți cuvântul cu semnificația sa. Eu și eroii lui Walt Disney vă urăm succes! Pa, pa!